Toată lumea gata să vedem episodul 2 din Castlevania? Sezonul 1, episodul 2. Al doilea episod din tot serialul. Da, pentru primul episod este link în descriere. Nu o să stau să fac rezumat ce s-a întâmplat în primul episod sau cu episodul trecut în fiecare, de fiecare dată, pentru că o să-mi ia prea mult timp și o să dureze prea mult clipul ăsta. Este episodul în care mă uit la tot episodul la fel ca și acum. Nu am văzut, e cum mă uit la prima vedere. O să las doar ce comentez uitându-mă la episod. Hai să vedem și episodul 2. Primul episod este în descriere, da? Sărim peste... Am crezut că e coloana sonoră de la Batman. Ah, n-am avut peste ce să sărim prea mult. Ok, deci asta nu e prea puternic, să înțeleg, sau n-a vrut să fie? Sau era bet? Ok, era și bet. Târgoviște. În jos. Deci a câștigat sau a pierdut? Cu trei... sclavi. Oh. Ok. Ar avea un bebeluș în gură. Nice. Oh. Nice. Ok, trecuse ceva timp. Ah, ok, oamenii se obișnuiseră deja, am înțeles. Ce îmi place că arată explicit toate chestiile sângeroase și șocante. Îndeajuns de, nici prea mult, nici prea puțin. Ok, aia poate a fost un pic prea mult. Ridicol. Un intestin care să agățase de... să încolocise. Pick him up. Take him back to your church.
Don't bother this man or his people again. Deci era beat, să înțeleg, în barul ăla. Ce dracu faceți cu vorbele? Aha. Deci s-a întâmplat destul de mult, a trecut destul de mult timp de când a dezlănțuit ăla Dracula, iadul. A, atât? Asta-i tot? Ok, interesant personajul lui Belmont. Sper să vedem mai multă acțiune cu el, pentru că a fost destul de interesant. Nu pot zic că m-a dat pe spate schimbul ăsta de replici între oratori și Belmont, dar personajul e interesant. E și amuzant, e mai amuzant decât mă așteptam. E mai multă violență, sânge și arată scene din astea explicite de violență, de acțiune, mă rog, mișto. Am zis deja chestia asta și în episodul trecut. Dar este și amuzant când merge să fie amuzant. Îmi place umorul, chiar mult mai amuzant decât mă așteptam, fără să exagereze, da? Adică nu devine prea, știi, exagerat umorul în situații în care n-ar fi existat sau chestii de genul. Aș vrea să văd mai mult despre Dracula, vă rog. Deci episodul următor, să sperăm că o să avem mai multe de vorbit. Da, și o să fac și pentru The Walking Dead, episodul 15, să terminăm măcar sezonul, da, totuși. Până data viitoare, vizionare foarte plăcută, în timp ce mâncați sau faceți altceva și vă uitați cu mine la asta, sau poate vă uitați pur și simplu. Pupa, da pa, da pa, da pa.